Partidul Social Democrat vine cu soluții concrete pentru creșterea capacității de producție de energie ieftină și curată. Astfel, astăzi, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, alături de ceilalți socialdemocrați, au adoptat proiectul de lege pentru punerea în funcțiune a unor hidrocentrale care acum zac abandonate. Partidul Social Democrat a venit cu soluția legislativă care să permită finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a unor hidrocentrale care acum zac abandonate, deși investițiile sunt realizate în proporție de peste 90%. Socialdemocrații susțin protejarea mediului, dar în egală măsură susțin că nu se pot abandona proiecte de peste 350 de milioane de euro din banii românilor, mai ales acum când România are atât de multă nevoie de creșterea capacității de producție de energie ieftină și curată. Proiectul de lege al Partidului Social Democrat prevede asigurarea unei zone de protecție între hidrocentrale și restul ariei protejate. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare cu privire la această situație. Astăzi, alături de colegii mei, am adoptat proiectul de lege inițiat de PSD, vot final în urmă cu 2 săptămâni, pentru punerea în funcțiune a hidrocentralelor construite, dar abandonate, care vor asigura electricitate pentru câteva sute de mii de gospodării la nivel național. România nu-și mai poate permite să abandoneze amenajări hidrotehnice în care s-au investit sute de milioane de euro bani publici în actualul context, când deficitul de energie a aruncat prețurile în aer. Atât în Parlament cât și în Guvern, PSD ia decizii pentru a rezolva problemele reale și actuale ale românilor. PSD a venit la guvernare pentru a aduce soluții la problemele grave ale românilor și ale economiei naționale. Partidul Social-Democrat a făcut un pas important pentru ca România să aibă mai multă energie electrică prin proiectul care prevede finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a unor hidrocentrale abandonate. Această măsură era foarte importantă având în vedere războiul din Ucraina. În aceste momente se poate observa mult mai clar cât este de important pentru o țară să fie independentă energetic de alte state.